Suntem pe Music Channel, eu sunt Hefe, Alternativa Ori se numește emisiunea luni și joi o vedeți și în seara asta o să o vedeți cu un foarte bun prieten al meu, domnul Vlad Dobrescu, care o să vină și o să ne povestească tot ce trebuie să știți dacă sunteți fani straight from the hood, da? Am vrut să par așa ca să fiu și eu hip-hop, straight from the hood. Salut Vlad! Salut, bine v-am găsit! Băi, mersi mult că ai venit în primul rând și în al doilea rând știu că te pregătești intens de un mare eveniment din viața ta, un super festival, pentru că încercăm și noi cât de mult putem să facem oamenii să înțeleagă cât de frumos e acolo și pentru asta cred că tu ești în mai măsură de pe planeta asta să ne povestești. Da, corect. E vorba de festivalul Airfield, care mi-a cerut să fac line-up-ul de hip-hop pentru anul ăsta. Festivalul se desfășoară între 30 iulie și 2 august, într-un peisaj superb, pe un aerodrom... Aerodrom superb, avioane super mișto. Știu că tu te-ai ocupat de toată povestea asta și ai reușit până la urmă să aduci oameni de pe străzile din Queensborough Bridge Boulevard, New York City. Da, nu, și nu numai de acolo. Așa ar zice Bruckner și am completat. Eu m-am chinuit, nu e idealul pentru mine, dar am făcut tot ce am putut și sunt mândru de line-up. Avem ceva nume care n-au mai fost în România și nici oamenii care au numele n-au mai fost în România. Și nici oamenii care o să vină la concert, cred că n-au mai fost în România. Că nu-s din România. Hai, zine, cine vine? În primul rând e vorba de KRS-One și Mobb Deep, două nume uriașe pentru hip-hop. Ok, deci KRS-One pentru prima oară în România, Mobb Deep pentru prima oară în România, as long as I am alive, I would live. Illegal. Așa... Mai este R.A. The Rugged Man, care a mai fost acum ceva vreme, dar a mai lansat. Oricum nu mai ține minte. Și oricum, ăia care au fost atunci, probabil au murit sau... Așa, că așa e în hip-hop, se moare de vreme. Mai sunt trupe mici care sunt la început și cred că au mai mult entuziasm așa, deși nu sunt foarte cunoscuți aici. Na, am ales la Sprânceană, vin The Doppelgangers, mai vin niște suedezi, Profesor P and DJ Achilles... Mm-hmm. Sigur o să fie The Four Owls din UK, UK, da, care sunt foarte pe val acum la ei. Dacă mergi de pe Airfield în Anglia, îi vezi și recunoaște lume. Da. Plus toate trupele românești, aproape toate trupele românești. Trebuie să întrebăm cine nu cântă, cine nu vine la Airfield. Cine l-a enervat pe Dobrescu. Oricum e prima ediție a festivalului și o să mai fie, sperăm noi, depinde cât de mare o să fie eșecul. Nu, trebuie să primim totuși pozitiv și oricum, deja cred că lumea știe, lumea vine, o să vină la Sibiu la sfârșitul lunii iulie, Airfield Festival, Mobb Deep și KRS-One în primul rând, pe urmă toată lumea bună care ascultă hip-hop o să fie acolo și... Exact. Mai avem și concurs de breakdance, un workshop de graffiti cu Sweet Damage Crew și Herbs, s-ar putea să se antureze și KRS-One să dea un... Throw-up pe Făgăraș. O să facă muntele. Să dea un tag pe munte.